Condițiile de trai ale mehedințienilor ar putea rămâne la același nivel pentru mult timp, pentru că actuala guvernare respinge toate investițiile propuse de socialdemocrați în plenul Parlamentului. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu a propus un amendament prin care a solicitat bani la bugetul de stat pentru reabilitarea și recompartimentarea Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Din păcate pentru mehedințieni, amendamentul a fost respins de către actuala coaliție de guvernare, deși este cea mai mare unitate medicală din județ. Spitalul Județean de Urgență este cea mai mare unitate medicală din județul Mehedinți, în prezent fiind nevoie de mai multe lucrări de reabilitare. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a acordat sprijin necondiționat pacienților din cadrul spitalului din Drobeta Turnu Severin, iar pentru a le oferi cele mai bune condiții medicale mehedințenilor internați aici, socialdemocratul a propus un amendament prin care a solicitat bani la bugetul de stat pentru modernizarea, recompartimentarea spațiilor interioare și eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Din păcate, sănătatea mehedințenilor noștri nu reprezintă interes pentru actuala coaliție de guvernare, amendamentul fiind respins cu 211 voturi. Marginal 1593. Propunem suplimentarea cu 19.845 lei la bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului aferent proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, modernizare, recompartimentare, spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Spitalul este cea mai mare unitate spitalicească din județul Mehedinți. E vorba de partea de cofinanțare. Județul Mehedinți este unul sărac și nu este printre favoritele guvernului Câțu. Nu se află pe anex, celebra anexă deja 703. 126 de voturi pentru, 211 contra și 2 abțineri și acest amendament a fost respins. Parlamentarii PSD Mehedinți au depus foarte multe amendamente în plenul Parlamentului prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru, însă actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților, respingând toate investițiile propuse care urmau să îmbunătățească nivelul de trai al mehedințenilor.